Spitalul mobil de la Lescani se deschide de mâine dimineață, când pot începe și internările pacienților cu COVID-19. Măsura vine după ce rata de infectare a crescut într-un ritm alert în județul Iași. În cadrul unității medicale sunt disponibile 100 de locuri pentru bolnavi. Toate informațiile le aflăm de la directorul DSP Iași, Vasile Cepoi. Domnule Cepoi, bună ziua! Bună ziua! Ce noutăți aveți despre centrul de la Lescani? Centrul de la Lescani a fost în permanență pregătit să preia pacienți în momentul în care celelalte spitale erau, capacitatea celorlalte spitale era depășită. De mâine, echipele de la Spitalul de Boli Infecțioase, care sunt angajate pentru secția exterioară Lescani, vor începe activitatea acolo, iar noi, pacienți care vin cu infectați cu SARS-CoV-2, vor fi internați acolo atât pe secția de terapie intensivă, cât și pe secția de boli infecțioase. Da, e important de spus că acest centru se deschide în contextul în care unitățile COVID și suport COVID din Iași sunt din nou pline. Care mai e situația la această oră? Astăzi încă avem locuri pentru atât pentru terapie intensivă, cât și pentru boli infecțioase, dar de mâine trebuie să redeschidem. Lucrul acesta este posibil datorită faptului că Inspectoratul pentru Situații de Urgență s-a preocupat ca să asigure și la Lescani condiții termice corespunzătoare, precum și celelalte condiții tehnice care sunt impuse de buna funcționare a spitalului. Da, mulțumesc foarte mult. A fost Vasile Cepoi de la DSP Iași, în contextul în care vă reamintesc, Spitalul Mobil de la Lescani se va redeschide și vor începe internările pacienților care au COVID-19 acolo. Măsura vine după ce rata de infectare a crescut într-un ritm alert în județ.